Începe! Ce faci, mă? Păi n-a zis că e 10! Începe acum, uite, a început să-mi răgeac! Părmane, tu ești... fan, de când a apărut, nu știai? Tu ești tâmpit? Dă-mă la emisiunea lui Pupa să vedem emisiunea, mă! Lasă-mă că oricum ne povestește când vine. Știi că nu ratează ocazia să-l aude. Da, mă, dar până acum nu te-ai uitat la tâmpenile astea. Au! Nu-l faci pe samurai Jack tâmpenie, tâmpitule. Zi mersi că te-am plesnit eu, că dacă venea ăla zbura capul după Uber, că l-are sabie. Mă, dar are dreptate, Gugoașe, tu nu te uitai, bă, la... Ba, mă uitam mereu, dar era de la ora 6. Ce știu, dar vină că i-a schimbat ora de difuzare. E te la el. Adică asta însemnează că eu de acum încolo o să mă pui să urmăresc de fiecare dată Samurai Jack? Zi, mersi că mă invești, tu te nici de autoapărare, eu te colo. Nu te plictisi să te bată babele alea pe la circa financiară când ești pe la ghizul pe acolo. Ce bat? Te bat babele? Ele nervoase, că e impozitul mare. Mai lasă să descarce. Ce ai vrea? Să bat niște biete bătrânele? Au. Tâmpitule care ești! Chimă, bă, canalul, că m-am enervat! Corect, bă! Până la urmă are dreptate. Dacă vrei să te uiți la desenele puierile, ia-ți televizor! Să mori tu! Dar tu de ce nu-ți iei, mă? Că tu le-ai sub braț, vorba aia, e moca. De ce nu-ți iei? Ce crezi, că n-am aflat în campania pe care o faceți? Aia cu televizoare, dacă te găsește că ești la programul lor, îți dau un televizor cadou. Nu, de ce nu ne-ați dat niciunul, ai? De ce nu ne-ați dat? De ce? Că și noi ne uităm la program. De ce nu ne-ați dat? Da, nu e treaba mea și nu e nici vina mea. Dacă vrei, întreabă-l pe Pupăză, pentru că el se ocupă de astea. Da, treabă tu, că tu ai nevoie de televizor, trebuie la emisiunea lui. Să vezi, ca să-i faci audiență la proști, că dacă nu-i faci audiență, pe rost mai uite. Corect? Pune și lui asta, că dacă nu se uită nimeni, nu mai face audiență. Și să vezi cum ne trimite televizorul secunda 2. Pardinar focul. Vezi, vezi, călat, vezi, s-a vrea geac, vezi că te-a prins și pe tine. Îl vedeți, da? Ăsta e televizor. Bun. Dar fiți atenți aici. Să dea naiba. Ca atunci când vine echipa de control, să nu vă uitați pe postul meu, că vă ia mama dracu. Bă, dar zilești tu să vie numai când e emisiunea ta, bă, să nu vie tot timpul, că eu nu mă uit la emisiunea lălaltă, că e varză. Mersi, mârlane. Hai, sictir. A, scuze, a ta e varză cu carne, în ea. Hai că mă duc în cameră, îmi iau televizorul la mine și... Mai, mai, Falcoasule, ce faci, bă, taticule? Păi tu pe ăla iei, nu, pe ăla lași la locul lui și tu pe ăsta iei la tine în cameră, cum ar veni. Păi da, ăla are ecranul prea mic. Și care e problema? Ce, ți-o frica că n-are loc să se desfășoare Samuraiul Jack în el? Păi da, bă, că dacă e, tu nu știi că el are sabie, dacă se învârte pe acolo, taie circuitele integrate, dacă îmi fige sabia în tubul catodic, luați voi altul. Păi ia grijă să nu vă cheltuiți banii aiurea, bă. Hai, lasă ăla la locul lui și ia-i pe ăsta lui. Hai! Că nici nu luam pe ăsta, bă, luam pe ăla, că nu te-l duc pe ăsta, îl bag în dor, iau pe ăsta, că e mai mic, nu? Un cap în dormitor, Am televizor în dormitor acum, Și eu tot în dormitor la dorm, mârlane. Se poate spune că am și eu televizor în dormitor. Și eu mă uit sub pături,
Poate l-ai adus stricat pe poza că te crăp. Hai mă să ne luăm și noi un televizor de ăla cu diagonală mare, că toți fraierii au. Auzi, de ce nu-i certul lui Popă să un televizor? Auzi mă, Garule, dacă începi iar cu insinuări, ți-o iei. Ho, dragă, că n-a fost nicio insinuare. Postul lui Pupăză are o campanie de promovare și îți dă un televizor nou dacă te găsește că te uiți la emisiunile lor. Aha. Și ce, vrei să mă duc eu să rog pe Pupăză să ne dea și nouă unul, nu? Si, dacă vrei, că mă duc, nu-i nicio problemă, dar s-ar putea să vrea ceva în schimb și s-ar putea să-i dau. Nu, iubitul, lasă, stai liniștită că mă duc eu. Nu mai să-mi spui cum vrei să fie diagonala. Mare. Vandame, te înțeleg, dar nu pot să-ți dau. Hai mă, te rog, că i-am promis lui Emma că iau, dar n-am bani acum. Nu pot, mă. Tu vrei să-mi pierd pâinea? Nu pot, a? Dar alora din vilă cum le-ai dat, mă? Tragi din cură că nu le-am dat niciun televizor. Cine ți-a zis tâmpenia asta? Mârlanu, în timp ce mă uitam cu el la Samurai Jack. Ah, umflat idiot. Mă, aici nu pot să te contrazic. Deci mă rezolvi, da? Nu, de alta, dar ar fi și păcat să afle presa că umbli cu... Și du-te și ia-l pe ăla de la Mârlanu. Na, nu merge așa, Pupăză. Păi Emma vrea cu diagonala mare. Știi cum sunt femeile? Le place mare. Păi nebunule, dar nu am mare. Așa sunt toate televizoarele pe care le dăm. Cu mică. Lasă, Pupăză, că te descurci tu. Mi-l dai pe ăla care e la tine în birou. Și eu tot mică o am. Lili, hai să zic una tare. La diagonala televizorului mă refeream. Numai din cauza ta. Ieși de aici, ce probleme faci, dispari. Măi, Lili, doar mă știi, nu pui bot. Da! E Pupăză! Dă drumul la televizor că vine echipa! Da, da, imediat! Imediat! Hai. Poftiți, vă rog! Poftiți, intrați! Să trăiți! Să trăiți! Eu sunt... Știm cine sunteți! De unde știi cine sunt? V-am... V-a recunoscut colegul. S-a uitat pe geam că știe cine... Că doar sunteți colegi la televiziune, nu? Nu, eu nu sunt colegul dânsul la televiziune. Eu sunt de la firma care dă televizoarele. A, da? Păi da, foarte bine. Mă rog, n-are nicio importanță. Important este faptul că noi ne uităm conștiincioși pe fiecare zi la postul preferat, adică acesta care... Da. Iată, dacă vreți, dacă vreți să vă convingeți, poftiți, intrați. Da, mai ca mai aproape așa, mai... Uitați... Mi se pare mie, sau postul la care lucrați emite 24 din 24. Corect, exact, 24 din 24, dar nu înțeleg. O fi căzut cablu. Da. Corect. Nu numai că a căzut, dar... Aș fi luat-o spre altă cameră. Gata, cred că știu despre ce este vorba. L-o fi luat colegul din camera Irlanda ca să verifice dacă e căzut cablul în toată casa sau numai la el în cameră. Haideți să vă convingeți. Poftiți să vă conduc, dacă îmi permiteți. Dacă îmi dați voie să... Hai, luați înainte. Că dacă nu știu ce mârlane... Mârlane, nu-i așa că a căzut? E, acum a căzut. Mie nu mi se pare deloc căzut. Păi n-ai avut timp să vezi, băi, că ăsta nu-i ca fetițele Powerpuff Mototol. S-a mișcă repede, s-a ridicat unul doi. Mârlane, noi ne referam la cablu. Nu-i așa că a căzut și că acum și-a revenit? Cablu. Mă, stai, vă las-mă în pace, vorbim la pauză când e publicitate, că nu mai înțeleg nimic. Gata, a venit pauza, e publicitate. Da. A, păi atunci am luat toaletă, că vreau să pierd continuarea. Vorbim când mă întorc sau... Dacă vreți să ne vorbim, pălușa de la WC-ul.
Acum putem verifica. Veniți, veniți. E să foarte, mai bine. Foarte simplu, domne. Uite, eu îți bag cablul ăsta în televizorul ăsta. Dacă eu pornesc televizorul și televizorul e pe postul lui Pupăză, ne lăsați în pace, domne. Televizorul e al nostru pe bune. Da. Vedeți că suntem pe canalul lui Pupăză? Văd. Numai că l-ați pornit de pe butonul pe care știați că este canalul. Păi, și normal că trebuia să apăs pe buton. Cum să pornesc televizorul? De la manivelă? Trebuia să-l lăsați pe el să o facă. De la butonul de start. Chiuotule! Dă-te ce, domnule, că m-a posat în inerție, pentru că pe butonul ăsta apăs în fiecare zi, că vreau să văd numai canalul ăsta. Uite, butonul ăsta de aici. Arată cam nou butonul pentru unul apăsat mereu. Păi, e nou pentru că spăl mereu telecomanda. Eu mă refeream că nu e tocit. Păi, nenică, dacă nu ne-ai zăpăcit de cred, bă, cine ești tu, bă, mama omida, Sherlock Holmes? Mafalda, cine va avea dracului? Bă, dacă spun că noi eram pe postul vostru de TV, acolo eram, bă, ce va avea dracului? Și de ce ar trebui să vă cred? Eu pe cuvânt. Pentru că eu sunt organ al legii. Și organul legii spune întotdeauna adevărul. Și numai adevărul. Dacă cumva mă faci pe mine mincinos, cetățene, discutăm altfel. Faci organul legii... Dați-mi cablu că pierd samurai Jack. Tai din gură, glogoșearule, că o să faci cunoștință cu polițai Jack imediat. Să zicem că vă cred. O să cercetez să văd dacă a căzut cablul în zona aceasta. Și dacă n-a fost, cu respect, domnul organ, cu respect. Cu respect. Cercetez șarbotul ăla al dracului. Bă, la Pupăză. Îmi dați antena sau verific pe voi armele lui Samurai Jack. Ha! Aha, ți-am zis eu că te refuză? Ce crezi că e fraier? El pe mine mă așteaptă. Și dacă nu te duci astăzi să-mi iei televizor, să mor dacă nu mă duc. Auzi, dragă, de fapt, să știi că nu m-a refuzat deloc. Eu l-am refuzat pe el. Ce, mă? Exact ce auzi. Pentru că are numai televizoare de alea cu diagonală, uite atât, no name, făcute pe vapor. Și pe piață știi cât e unul? Băi, mai vrei televizor? Că am găsit o ofertă. Da. Unde? Cât e discountul? Nu e discount, dau două la preț de unul. Și dacă vindeți unul, celălalt? Moca! Bă! Și dacă nu v-aș fi anunțat că vine, mă? Idioților! Acum ce facem? Ce facem, Mărlane? Păi, eu zic... Să-i dăm o lovitură să-și piardă memoria una în cap aici. Am văzut eu la Samurai Jack. Dacă mai pronunți o dată Samurai Jack, își șterg eu memoria definitiv, cu tot cu cap. Auzi, mă, Pupăză, dar ce-ar fi dacă ai face tu diseară o emisiune în direct despre problema asta cu cablu? Știi? Și să sune lumea să se plângă că au rămas fără semnal și atunci o să meargă, știi, puterea sugestiei. Care lume să sune, idiotule? Care lume? N-ați zis voi că n-a căzut cablu, n-a... Păi n-a căzut, că eu m-am uitat ieri la să-mi trag una, dacă n-am văzut eu cum venea cablu pe curent invers, curentul pe cablu spre... Eu l-am văzut cu ochii. Da, mă, Pupăză, și venim noi la tine în emisiune în direct, mă, și vorbim acolo și dacă ne vede ăla ca apărând la TV, o să creadă, nu? Și o să renunțe la anchetă. Eu pot să nu vin, să intru în direct pe telefon, că n-aș vrea să pierd sau răi. Nu! Da. Măi, dă bine un televizor aici. Ascultă-mă pe mine că știu ce spun. Că vine omul la ședință, începe să spună ofu și poate îl fără o emisiune de la televizor. Și uite așa trece timpul de ședință și tu nu faci nimic. Sau pui o imagine de aia cu peștișori ca pe calculator. Și calmezi agresivii, dragă. Foarte tare, Emma. La asta nu m-am gândit. Stimați telespectatori, astăzi avem ca invitați doi cetățeni revoltați. De ce sunteți revoltați, domnilor?
Într-adevăr, suntem revoltați. Da. Este inadmisibil, domnule Pupăză, așa ceva. Noi șadem în cartier la Cotroceni, într-un cartier de cartier, în buricul Bucureștiului, domnule. E zonă selectă. Da. Ce să mai? Și să ne cază cablul în două minute? Exact, exact. Aseară, de exemplu, mi-am pierdut programul favorit. Adică emisiunea dumneavoastră. Ce mă, eu nu știu ce program favorit am. Domnul Pupă, dar penele astea ar trebui scăzute din abonament. Exact. Are dreptate cetățeanul de lângă mine. Domne, a căzut cablu, nu mai plătești factura, să fie clar. A? Un moment, că mai avem un telespectator revoltat. Vă ascultăm. Alo, alo. Domnilor, eu stau în alt cartier, dar și la noi cade la fel. Nici eu nu am putut să-mi văd aseară emisiunea preferată. Adică emisiunea mea. Nu, să, domnule, serialul Samurai Jack. Da, ați văzut că nu sunt sigur care mă la Samurai Jack. Mai e și alții, că nu sunt sigur. Ei, și dumneavoastră vă place? Îmi place, puțin spus, e fanul meu. Da, și așa rău îmi pare că apar nu am ce-a făcut ieri Samurai Jack. Vă spui eu, s-a luptat cu marele acu ca să-l trimită înapoi lumea lui, în dimensiunea cealaltă. Dar unde ați văzut episodul, domnule? Acasă. Păi nu ziceați că nu ați avut cablu, domnul Mărlano? Nu ziceați? Te-ai luat? Mm-hmm. Asta e? Super! Băi, 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 ușurel, ușurel, că ăsta e al meu. Păi și al meu unde e? Uite acolo. Ăsta ce e ăsta? Bonusul ăstuia. Măi, Iuli, ție-ți trebuie unul mic, că e mai relaxant. Ăsta mare dă dureri de cap. A, da. Gândește-te că pacienții se schimbă, dar tu o să fii mereu radiată și cu ochii în el. Vrei să mor la 40 de ani? Mandame, am 40 de ani. Ia auzi! Vrei să mori mâine? A, Cusco! Un televizor atât de mare nu e pentru o femeie singură, fără bărbat. E foarte periculos. Dacă vin hoții să ți-l fure și îți mai fac și alte alea. Mă, alte alea, dacă mi-ar face, n-ar fi chiar așa de rău. Iar cu televizorul, hai că m-ați convins. Mersi, mersi, prietena mea. Doamne, ce-o mai iubesc, că prietena mea. Am televizor, am televizor, hai, mișcă, mișcă. Mersi, mersi. Da. Bună seara. Mă scuzați că vă deranjez. Ați intrat cumva în posesia vreunui televizor nou? Da. Dar am și sistem de alarmă. Dispari, borfașule, că imediat chem poliția! Bună seara! Facem un recensământ. M-ar interesa dacă ați achiziționat în ultimul timp vreun televizor? Nu, l-am primit de la o cunoștință. Iar pe cadouri nu se plătește impozit. Ți-ai dreptul cu recensământul vostru. Și așa ne-a pupăză. Ai dat televizoare numai la prietenii matale. Dar n-am dat, boss, vă jur. Iuliana, șeful, îți zice ceva? Televizor nou. Van Damme Cucu, îți zice ceva? Televizor nou. Și-a mai și recunoscut că l-a primit cadou de la tine, de la tine. Oh, bestia. Special a făcut ca să se răzbune că nu i-am dat. Ah, deci recunoști că ai dat. Păi atunci o să plătești din leafa matale cam toate televizoarele date de post. Da, șefu, dar nu am atâția bani. Te înțeleg, pupăză. De-aia ți-am eșalonat în timp. Vă mulțumesc. Următorii 2 ani o să muncești gratis, șmechere. Ia uite cât are aici, subtitle, angle, display. Ce faceți, măi, copii?
Bine. Ia uite ce televizor frumos aveți. Nu? Vă place? Da. E super. Da. Măi copii, știu cum să vă spun eu vouă, dar dacă eu vi l-am dat, eu vi-l sparg, mă! Ai nebunit? E al nostru, noi l-am plătit! Bravo! Felicitări! Tu ai scăpat ușor! Eu mai am de plătit încă 200! Da! Hai zi cât vrei să ne dai televizorul înapoi. 500 e bine, da? Mai pune și tu ceva, că e bunus de bunus. 6? Pune dublu. Ce vorbești? Noi ți l-am dat gratis, șarlatane. Dăm televizorul cu unul. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Că n-a căzut. Că n-a căzut. Ce tot îl enervezi, bă, dă-te dreptul? Ce îl enervezi atât? Bună seara. Mă scuzați, facem un recensământ. M-ar interesa dacă s-a achiziționat în ultimul timp vreun televizor. Achiziții pe ține? 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 Achiziții pe ține?